E trist să fii în casa ta străin, iar fratele să-ți stea rănit la poartă, ca un Hristos căzut între păgâni. Nu, nu mai suportăm jugul ce ne-l pun cei lipsiți de neam. Hai să ne ridicăm și să-mi făptuim unirea. Nu, nu mai suportăm jugul ce ne-l pun cei lipsiți de neam. Hai să ne ridicăm și să-mi făptuim unirea. Suntem urmașii daciei creștine, pentru veci se vor topi puhoaiele străine, ca gheața din Siberiile reci. Nu, nu mai suportăm jugul ce ne-l pun cei lipsiți de neam. Hai să ne ridicăm și să-mi făptuim unii. O țară dezbinată, e trist să fii în casa ta străin, iar fratele să-ți stea rănit la poartă, ca un Hristos căzut între păgâni. Flori, unde sunt ai tăi fecior?
noastră, va pieri și țara noastră. Dacă piere straja voastră, va pieri și țara noastră. La mulți ani, România, la mulți ani, români! Am participat de fiecare dată, de ani de zile, și cu părere de rău și durere în suflet, așa că de când am început au fost veterani, deci numai în Vălenii de Munte au fost aproape 150 de veterani de război. Astăzi mai sunt 6. În toată zona aceasta pe care o administrez așa, ca filială, de la Măneciu, Starchio și toate comunele limitrofe, au fost mii de veterani. Avem în ziua de astăzi de-abia vreo 60 au mai rămas. Ca să spun așa că am avut și veteran de 106 ani la Măneciu, care a încetat în viață la 106 ani jumate, sau alți veterani care, săracii, nu au mai apucat să vadă vremurile astea noi după Revoluție. În cazul ăsta este, dar viața merge înainte, noi ne zbatem și cât putem să ținem mai departe steagul sus a României. S-a văzut de fiecare dată, am participat, toate sărbătorile le-am ținut cu veteranii de război. Și albumul nostru, care este ținut de ani de zile, arată din ce în ce numărul lor că a scăzut. Astăzi, de-abia un singur veteran, pe nume Anghelache, sub locotenent în rezervă, a mai putut să participe la acest eveniment. Nouă ne pare rău, dar v-am spus încă o dată, viața merge înainte, dânsii au o vârstă, sunt și veterani care se apropie de 100 de ani, dar starea lor fizică și sunt bolnavi, nu se mai pot deplasa să poată să participe la acest eveniment, pentru că sufletul lor este un păcat așa, că și-au făcut datoria, dar ar fi fost bucuroși să vină și aici, cum a fost și profesorul Mihalcea, iarăși dânsul bolnav, și alții care nu le putem cere să se deplaseze nici măcar de când stau în casă și sunt ajutați de copii și de nepoți. Eu, împreună cu organizația de aici, de la Văleni, o să mergem mai departe și cu ofițerii de rezervă care sunt. Și pot să-i spun, colonelul Dulce, colonelul Davie și alții ofițeri și subofițeri și maiștri care fac parte din Asociația Rezerviștilor, vom înlocui cât putem pe cei care s-au dus și le spunem și lor, mergem pe la casa lor și vorbim cu ei. Eu mă prezint, mă duc și vorbesc cu ei despre aceste probleme. Sunt bucuroși și ei, dar vă dați seama că nu mai pot. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați participat și să mergem mai departe și să veniți. Acum o să vă invităm la anul, la 29 aprilie, ziua veteranilor. Înălțarea, dorim să construim o troiță la cimitirul eroilor de la tabla Buții, care avem și îl avem în Văleni, și încercăm ca la înălțare să sfințim această troiță în cinstea celor care au murit la tabla Buții, că la anul se împlinesc 100 de ani de la Marea Bătălie care s-a dat sus în munții de la confluența celor trei județe, Prahova, Brașov, Covasna. Vă mulțumesc mult de tot și vă urez numai bine, la mulți ani pentru toți. Pentru toți cei care simt românește, la mulți ani încă o dată și numai bine. Să fim sănătoși și să mergem mai departe cu această activitate alături de tineri și să-i ajutăm și pe ei să înțeleagă că altfel nu ne cunoaștem trecutul, nu știu dacă vom avea viitor. Thank you.
știți, 1 decembrie, care reprezintă Ziua Națională a României, mai reprezintă un eveniment foarte important pentru toată lumea, Ziua Mondială împotriva HIV-SIDA. Ne-am adunat astăzi pentru a face fundița în semnul de solidaritate cu cei bolnavi de HIV. După cum știți, este o boală a sistemului imunitar și în fiecare an 30.000 de oameni mor la nivel planetar. De aceea încercăm să fim alături de cei bolnavi de HIV în această fundiță care înseamnă acest semn de solidaritate. Vă mulțumesc pentru participare și am să-i dau acum cuvântul liderii de tineret, Anda Constantin. Bună ziua, numele meu este Constantin Anda și sunt aici în calitate de voluntar al Crucii Roșii și organizator al acestui eveniment. Motivul principal al implicării mele în acest eveniment este de fapt conștientizarea consecințelor pe care le putem avea din cauza virusului HIV, respectiv boala SIDA. Suntem solidari, trebuie să fim solidari cu bolnavii de HIV și SIDA și trebuie să avem grijă să nu îi excludem din toate proiectele și tot ceea ce însemnăm noi. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să organizez acest eveniment și mai ales voi, că ați ales să fiți astăzi voluntari și voi și ați ales să fiți solidari cu cei ce suferă de HIV, respectiv SIDA. Vă mulțumesc! Mă uit la voi, mă bucur de tinerecea dumneavoastră. După cum vedeți, eu sunt către a doua tinerețe. Probabil că o parte dintre dumneavoastră știți ce înseamnă HIV, da? Adică virusul imunodeficitar uman. Ce înseamnă acest lucru? Eu vă explic ca să înțelegeți dumneavoastră foarte bine. Probabil că mai vă aduceți aminte de la cursurile de anatomie. Corpul omenesc are un sistem de apărare. Cum se apără corpul omenesc? Cu ajutorul leucocitelor, nu? Sunteți de acord cu mine. Ce înseamnă virusul HIV odată intrat în corpul omenesc? El distruge acest sistem de apărare al organismului. Dacă vreți să fac o comparație, este vorba de o armată a unei țări care apără țara. În momentul în care armata nu mai este, nu mai există, evident că țara va fi invadată foarte ușor. Același lucru se întâmplă și în corpul omenesc. Odată cu omorârea sistemului imunitar, adică a leucocitelor, organismul nu mai are posibilitatea de apărare. Și atunci se îmbolnăvește și moare de orice boală. Alte boli, nu faptul că el va face SIDA. SIDA este sindromul imunodeficitar. Deci este un sindrom. Nu este o boală ca atare. De aceea, dumneavoastră, fiind la o vârstă în care tentațiile sunt foarte mari, ați aflat cum se transmite virusul HIV, da? Toată lumea știe cum se transmite virusul HIV. E bine, dumneavoastră aveți obligația să luați măsuri să nu vă întâlniți cu virusul HIV, da? Adică trebuie să fiți foarte atenți la relațiile sexuale pe care le aveți, trebuie să aveți foarte mare grijă la modul cum interveniți acolo unde avem un accident, un incident, să nu venim în contact cu sângele victimelor, da? Probabil că lucrul acesta l-ați aflat dumneavoastră de la orele de educație pe care le-ați avut în școli. Deci până să ajungem, nu vă doresc nimănui ca unora dintre dumneavoastră să li se aprindă o candeluță ca să zică au mai fost niște victime anul acesta. Deci, pe primul loc, trebuie să punem prevenirea. În momentul în care unul dintre colegii dumneavoastră, deși este confidențial faptul că unul dintre colegii noștri ar fi infectat cu HIV, nu trebuie marginalizat. Comportamentul vis-a-vis de bolnavii care sunt infectați cu HIV sau chiar bolnavii care sunt de SIDA este un comportament normal. Ne putem juca cu ei, ne putem întâlni cu ei, ne putem săruta, putem da mâna cu ei,
putem fi colegi de bancă. Nu există niciun fel de pericol. Deci nu trebuie să marginalizăm pe cei care sunt cunoscuți ca producători de virus sau mona. Eu închei, pentru că nu trebuie să monopolizez aceste discuție. Eu închei aici și vă urez dumneavoastră o foarte mare atenție în ceea ce privește fuga și protecția împotriva SIDA. Și doresc tuturor succes la școală! Sărbătorită pe 1 decembrie la inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, începând din 1995. Așadar, îi comemorăm pe cei care au murit bolnavi fiind, dar mai ales încercăm să învățăm și să conștientizăm cât de importantă este prevenția, în acest caz și nu numai, manifestându-ne în același timp solidaritatea față de semenii noștri. După cum aminteam, prevenția implică eforturi și este vitală. Însă trebuie să avem în vedere greutatea tratării unei boli de acest fel. Așadar, este mult mai ușor să prevenim decât să tratăm. Vorbind despre solidaritate, punctez faptul că empatia este un sentiment prea rar întâlnit în rândul nostru, a celor individualiști, prea puțin preocupați de viața celui de lângă noi, desigur exceptând situațiile în care intenționăm să îi facem vreun rău. Desigur că este destul de greu să ajutăm o persoană infectată ori bolnavă, cu atât mai mult cu cât foarte multe persoane de acest fel nu fac publică situația lor. Bineînțeles că e greu să ajutăm o persoană despre care știm că se află în situația mai devreme expusă, însă ne e la îndemână să contribuim la sporirea sănătății spirituale a acesteia. Un simplu cuvânt, o simplă propoziție, un simplu gest de încurajare, toate acestea contează mult pentru cineva care suferă de pe urma acestei boli sau oricărei suferințe, de ce nu. Astfel, e foarte important să avem în vedere că SIDA este o boală, nu o rușine, fapt care ar trebui să stopeze discriminarea unei persoane infectate sau bolnave. Trebuie să fim mai responsabili, sănătatea, deci viața noastră, sunt în joc, dar în același timp trebuie să fim mai toleranți și solidari cu cei bolnavi. Trebuie să ne poziționăm măcar o clipă în locul lor. În concluzie, ziua pe care o sărbătorim aduce împreună oameni din întreaga lume pentru a spori gradul de conștientizare despre HIV-SIDA, marchează solidaritatea internațională și încurajează progresul în materie de prevenire și tratare a acestui fenomen, o adevărată provocare pentru sistemul sanitar global. Pentru a vedea dacă activitatea de astăzi și-a atins scopul, vă propun să analizăm împreună o situație ipotetică, însoțită de câteva întrebări, al căror răspuns vor reflecta așadar rezultatele acțiunii noastre. Presupunem că un elev de vârsta noastră dorește să se transfere la școala unde noi învățăm, menționând că este infectat cu HIV. Direcțiunea consultă elevii, aceștia privind cu ochi bun, mai mult sau mai puțin, venirea băiatului purtător al virusului. Dar dacă acesta urmează să facă parte din colectivul vostru, care va fi reacția voastră? Cum vă veți raporta la el? Îl veți accepta? Vă invit să vă răspundeți fiecare la acest set de întrebări, iar dacă răspunsurile voastre vor exprima solidaritate și empatie, atunci astăzi, aici și acum, am câștigat. Mulțumim faptului că am reușit să ne strângem în acest moment. 2 decembrie reprezintă o zi importantă. Deși noi l-am adunat aici sub egida Zilei Mondiale împotriva HIV-SIDA, o zi frumoasă, o zi însorită, dar trebuie să ne gândim ce se află în sufletele celor care sunt infectați într-un fel sau altul cu acest virus. Este o boală necruțătoare. Trebuie să ne gândim la faptul că trebuie să ne protejăm. Este foarte important că tinerețea este extraordinar de frumoasă, dar nu ne protejează de aceste infecții oportuniste. Comportamentul nostru s-ar putea să ne conducă la aspecte care nu sunt de dorit în viață. Încercăm să fim responsabili, încercăm să ne gândim foarte mult înainte de a acționa și de a lua o decizie. Virusul imunodeficienței umane dobândite a venit de undeva și încă mai face ravagii. Trebuie să ne gândim
și să încercăm să facem tot posibilul să ne protejăm și să nu gândim diferit față de ceilalți care sunt infectați, cu voia lor sau fără voia lor. Mai cruțător este că au decis și nu s-au gândit că s-ar putea să fie infectați de acest virus. Virusul nu alege. Trebuie să ne gândim înainte de a face orice acțiune, mai mult sau mai puțin bugetată. Sunteți tineri, sunteți frumoși, aveți viața în față. Am dorit ca acest moment, această activitate să ne conștientizeze, să ne responsabilizeze, să ne impulsioneze că nu tot ceea ce se observă în mijlocul nostru, în mass media și peste tot, sunt lucruri reale. Trebuie să vedem într-adevăr că sănătatea este mai de preț și este darul cel mai de preț. Vreau să mulțumesc acum acestor organizații care au încercat să fie aici cu noi astăzi. Doamnei director de la Crucea Roșie, filiala Prahova, Gabriela Rădulescu, alături de întreaga sa echipă, de fiecare dată răspuns activității noastre. Și mai mult decât atât, Consiliul Local, Primăriei Locale, care ne susține de fiecare dată și înțelegem că prin acest sentiment iubește copilul, iubește tânărul și dorește să fie alături de el. Mulțumim și sperăm să aveți o tinerețe frumoasă. Mă bucur că sunt în cel de-al doilea an consecutiv la Vălenii de Munte, unde marcăm Ziua Mondială HIV-SIDA. Sunt alături de voluntari, sunt fericită că și anul acesta am reușit să strângem 150 de copii, să-i responsabilizăm vis-a-vis de acest sindrom imunodeficitar, să le arătăm cât de important este să nu izoleze pe cei care sunt bolnavi de HIV și de asemenea să păstrăm câteva minute în semn de solidaritate cu aceste persoane. Al doilea an, ziua de 1 decembrie este sărbătorită și altfel, iată, aici la Vălenii de Munte. Pentru al doilea an consecutiv, la Vălenii de Munte se organizează această acțiune cu ocazia Zilei Mondiale împotriva HIV-SIDA, sărbătorită an de an la data de 1 decembrie. La fel ca anul trecut, Consiliul Elevilor din cadrul Colegiului Național Nicolae Gheorghe a demarat această acțiune împreună cu Crucea Roșie și desigur cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local Vălenii de Munte. Vrem să prevenim contaminarea cu acest virus și de asemenea vrem să empatizăm cu cei infectați sau care suferă de boala SIDA, o boală care face ravagii în lume și de care trebuie să ne ferim, dar în același timp să fim solidari cu cei care o au. Și asta am vrut să facem prin acțiunea noastră și cred că a fost un succes, la fel ca anul trecut. Anul acesta am vrut să facem altfel fundița. Am făcut-o din candele, iar apoi fiecare s-a așezat lângă candela lui. Anul trecut a fost o fundiță în care am fost îmbrăcați în perine roșii. Am vrut să schimbăm puțin și să fim mult mai solidari decât anul trecut. An de an ne dorim să fim din ce în ce mai solidari și să reușim să-i facem pe toți să înțeleagă că o persoană infectată cu HIV, respectiv SIDA, este la fel ca o persoană normală și nu este cu nimic mai prejos decât oricare altă persoană.